Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la cea de-a 10-a și ultima lecție din tematica vremuri grele. Asta nu că nu sunt decât 10 feluri de vremuri grele. Așa le-am desfășurat și în ele se cuprind majoritatea situațiilor dificile. Astăzi vom vorbi despre vremea ispitei. Oarecum diferă de celelalte vremi. Are un calendar mult mai articulat, foarte sporadic. O putem numi și ziua ce are a ispitei. Oricum, nu este o zi ușoară, nu e o vreme care e la îndemâna oricui să poată fi bucuros și să treacă triumfător prin ea. Dar încă din grădina Edenului o asemenea zi a existat. O zi a ispitei. Ceea ce este și mai ciudat este dezvăluit în cartea lui Iov, capitolul 1, unde ne este descrisă o ședință din cer și chiar două, următoarea fiind în capitolul 2, iată ce scrie de la versetul 6, felul în care apar sau se aprobă asemenea zile. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-a înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor. Domnul a zis Satane, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutrerea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Și în urma aprecierilor diavolului pe seama lui Iov, a învinuirilor lui, a primit aprobare de la Dumnezeu, așa cum scrie în versetul 11, ca Iov să fie atacat. Dar ia întinde-ți mâna și atingi de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satane, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Toate acele lovituri au fost folosite de Satan ca și baze ale ispitelor, ca să-l facă pe Iov să păcătuiască. Acesta era scopul diavolului. De asemenea, ca și privire generală, vreau să citesc din 1 Corinteni, capitolul 10, unde este sintetizată perioada Vechiului Testament prin prisma ispitei și se face o privire de ansamblu asupra istoriei ce avea să urmeze. Și ea în aceeași idee. 1 Corinteni 10, de la versetul 5. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost făcuți de Dumnezeu, este vorba de evrei, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Dar când se activează pofta? Sub ispită. Să nu fiți închinători la idol ca unii din ei. Să nu curvim cum au făcut unii din ei. Versetul 9. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei. Aici deja avem ispita în faza a doua, în returul ei. Și apoi avem o avertizare și o notificare foarte completă cu privire la ispită, versetele 12 și 13. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Haideți să privim mai în ansamblu în Scripturi, să vedem câteva situații de ispitire și apoi să vedem felul în care funcționează ispita și totodată
modalitățile prin care putem să ieșim biruitori în vremea, în ziua ispitei. Din perioada Vechiului Testament am reținut două exemple, mai întâi Genesa capitolul 3, prima ispită la primii oameni, versetele 1 la 6. Șarpele a mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspunde șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Observați, cu câtă abilitate știe să pună problema? Era cel mai șiret. Iar pe de altă parte, se observă că a atacat un domeniu care părea a fi foarte clar omului. Și Eva a și răspuns cu promptitudine, nici nu-i voie să ne atingem. Și totuși, ispita a fost atât de puternică, încât diavolul a reușit. Fiindcă el a zis femeii, luând din nou cuvântul, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dintr-o dată i-a sugerat femeii ce se poate ascunde dincolo de acea perdea, unde Dumnezeu scrisese cu litere mari, tabu, nu este voie. Cu câtă diplomație, cu câtă înțelepciune a știut să șoptească femeii, niște chestiuni care mă gândesc că ea nici nu le anticipase. Fiindcă diavolul creează cu ocazia ispitelor niște orizonturi imaginare și nebubuie cu tunurile lui de mare putere, încât se creează niște scene total nebănuite. Nu se poate altfel explica de ce oamenii sunt atât de slabi în ispită. Ea a căzut, Adam imediat după ea, și a fost dat afară, cum știm. Vreau să observăm un alt caz, Exod 17. De data aceasta o ispitire în masă. Diavolul poate ispiti pe unul singur, pe o familie, sau poate veni să ispitească o adunare întreagă, un popor, o națiune. Scrie aici, capitolul 17, de la versetul 1. Toată adunarea copilului Israel a plecat din pustia Sin după călătorile zilnice pe care le poruncise Domnul să le fac. Au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Ei, într-adevăr, erau setoși. Era o necesitate legitimă. Dar nu asta era procedura. Observați o masă de oameni ce ușor se manipulează? Recent am trecut cu un autocar prin ceva vămi și dacă anume se întâmpla ceva ce le separa oamenilor că nu este ok, nu mare lucru. Dintr-o dată se producea o reacție în lanț și unul trebuia să zică ceva. Se asociau 4-5, se făcea o opinie comună și toți cei care explodau. Oamenii sunt foarte vulnerabili. S-au răzvrătit împotriva lui Moise, au găsit ei un vinovat și au început să fie gata la măsuri radicale, chiar să-l ucidă cu pietre. Și n-a fost singura situație. Oamenii pot fi ispitiți foarte frecvent. Aparent crezi ca și la vreme, că s-au dus nori și vine soarele. Și parcă îți vine, este dezbraș și spui, ai, mai lejer, pot stau și în tricou astăzi. Și dacă n-ai umbrelă la tine, s-ar putea iară să ai probleme după masă. În cartea Numeri, capitolul 14, iarăși este o ispită de proporții, într-o masă de oameni.
Citesc de la versetul 21. Aici este momentul de la Cades Barnea, când cele 10 iscoade au fost foarte negative în raportul lor și pline de necredință, dar totodată se face o însumare a stărilor evreilor. Citesc. Sunt cuvintele lui Dumnezeu, 21-23. Dar cât este adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei mai nesocotit nu vor vedea. Deci o cădere în ispită. Nu neapărat trebuie să ducă la păcate grave. E suficient să se manifeste niște intenții în vorbire. Ei n-au apucat să se întoarcă în Egipt, n-au apucat să ucidă pe Moise cu pietre, e drept că a intervenit Dumnezeu la timp. Dar faptul că s-au lăsat provocați de ispit și s-au ridicat provocându-L pe Dumnezeu, asta a fost o mare vinovăție care le-a cauzat moarte. Vreau să observăm și Noul Testament. Vom privi la Domnul Hristos în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, pentru că despre El este scris că a fost ispitit, ca și noi. Și putem generaliza spunând, toți oamenii sunt ispitiți. Numai nu toți au reacții la fel. Unii cad, alții sunt biruitori. Aici scrie de la versetul 2, a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul a trecut la o ispitire întreită și foarte puternic. Prima a făcut apel la necesitățile alimentare, de hrană, dar nu numai. Ea a fost pregătită pe fondul aluzii la divinitatea Fiului lui Dumnezeu. Că diavolul, când provoacă pe cineva să facă un păcat, de exemplu, în domeniul economic, îi aduce o motivație și justifică faptul. Vreau să spună că ceea ce faci este legal, ești întemeiat. Altfel, dacă ți-ar spune doar să păcătuiești și nu ți-ar prezenta cadru, ai fi biruitor. Apoi l-a urcat pe strășina templului și l-a provocat să păcătuiască la biserică. Și din nou a venit cu Scriptura. Și ne putem întâlni ca la biserică, cu ocazia desfășurărilor slujbilor sfinte sau altor sfere adiacente, oamenii să fie provocați să facă fel și fel de păcate. Și diavolul să justifice asta. Îi va pune diavolul pe unii să facă revoluție la gândul că se luptă pentru adevăr. Îi va pune pe alții să se separe la gândul să nu se unească cu cei rău. Îi va pune pe alții să se asocieze cu toți la gândul că trebuie să ne îngăduim, să ne iubim. Deci diavolul va motiva păcătuirea în orice sens ar fi îndreptată ea. Și apoi l-a așezat pe Domnul Iisus în așa fel încât să-i arate toate împărățiile lumii și să-l atragă. Domnul a ieșit biruitor, dar sincer să fim, noi spunem că pentru tineri, dar eu zic că și până la bătrânețe, omul foarte ușor poate fi ispitit și chiar provocat să păcătuiască cu ceea ce este în lume. Este atrăgător. Din moment ce place celorlalți oameni, și noi suntem oameni ca și ei, cu aceleași stări, cu aceleași trăiri interioare, putem fi provocați foarte puternic. Dar nu numai aici a fost ispitit Domnul Iisus. De-a lungul activității sale a fost ispitit în mod foarte frecvent, foarte diferit. Eu vă citesc doar din aceeași Evanghelie, de exemplu 10:25.
Sunt scrise și în alte Evanghelii, dar doar la câteva mă rezum. Un învățător al legii s-a sculat să-i ispitească pe Iisus. Ți-ai fi zis că la o discuție pe teme religioase să fii ispitit? Da, te poți foarte ușor enerva și în loc să îl îndrepți cu blândețe, cum scrie în 2 Timotei 2, 24-25, să-l repezi și să-l faci fanatic și să te scapi să-l anatemizezi, fără să fii motivat să o faci. Aceeași Evanghelie, 11 cu 16, pe pagina din dreapta. Alții, ca să-l ispitească, îi cerea un semn din cer. N-avea Domnul Iisus toată autoritatea și toată puterea? Iată-l pe diavolul cu revenise cu ideea să facă vreo minune. Numai că nu era motivația corectă. Ce ușor să fii înșelat. Și mai adaug doar 20 cu 23. I-au adus un ban și a început o discuție pe seama contribuției fiscale către Roma. Iisus le-a priceput viclenia. De fapt, nu era opera lor. Era o ispitire care provenea de la diavolul. Și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Foarte bine ar fi să pricepem toate întrebările și toate stările care au un conținut de ispită. Poate am fi mai pregătiți, mai vegheatori. Și mai adaug din aceeași Evanghelie, cazul lui Petru, capitolul 22, versetul 31. Iată că Domnul Iisus știa de ispitirea lui Petru. Asta este în concordanță cu ce am citit până acum, că Dumnezeu aprobă momentele de ispită și voi reveni asupra acestei idei. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâu. Deci a fost o cerere a diavolului aprobată de Dumnezeu, de care Domnul Iisus avea cunoștință. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Și fără să mai citez toate detaliile din Evanghelii, sigur vă amintiți ce slab s-a comportat Petru în acea ispită. Deși n-a declarat-o doar așa de ochii lumii, el ceea ce a spus, afirmând că vrea să se ducă cu Domnul chiar în temniță și la moarte, a spus-o cu inimă sinceră. A făcut-o din adeziunea lui pentru Domnul. Dar iată ce rezultate slabe au avut. De aceea el scria mai târziu, citesc din epistola sa, 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Astăzi, în timp ce noi ținem studiul despre ispită, unii din noi au fost ispitiți. Poate în seara asta, înainte de a ne culca, în vreo oră, două, cine mai rămâne, 10 dintre noi poate vor fi iarăși ispitiți. Ispitele sunt foarte frecvente. Dar unele sunt ușoare, pe care le-am putea birui, altele însă sunt mult mai grele și lovituri mult mai dure. Nu neapărat în forța lor, așa cum mi se pare nouă, în înțelepciunea lor demonic, în viclenia, în firetenia cu care sunt formulate și apar. Dar după aceste exemple care au avut menirea doar să ne deschidă puțin orizontul asupra stărilor de ispită, vreau să înțelegem cadrul ispitei și atitudinea noastră în ispită. Ce ușor ar fi, dragii mei, dacă Dumnezeu ne-ar cruța să nu mai fim ispitiți. Dacă am putea să fim ascultați, ne rugăm și noi ca evrei, cum au zis ei către Moise, roagă-L pe Domnul să depărteze șerpi pe aceștia de la noi. A ascultat Domnul? Nu, a pregătit un mijloc
ca ei să scape de mușcături, dar n-a îndepărtat șerpi. Asta e situația și la noi. Pentru că însuși Dumnezeu, chiar prin Duhul Călăuzitor și cu toți îngerii păzitori, va îngădui să ne încadrăm în anumite spații și vremi ale ispitei. Cine l-a dus pe Domnul Iisus în pustie? Duhul. Dacă Domnul Iisus n-ar fi știut asta, ar fi putut să zică, dacă nu veneam eu aici, scăpam. Dar așa a fost încadrarea. Uneori ne imputăm unii altora și spunem ca evrei, n-am putut rămâne noi în Egipt. Ne-a dus în pustie ca să avem de face cu ispit. Dar cine-i dusese în pustie? Nu mergeau ei după un nor care îi călăuzea? Deci trebuie să acceptăm ideea, ciudată de altfel, cel puțin pentru mine, că Dumnezeu ne conduce în așa fel încât în anumite momente, în anumite locuri, să ne întâlnim cu ispita. Dumnezeu știe că ne așteaptă acolo. N-a spus Domnul Iisus lui Petru, vezi că Satan a cerut să vă cearnă? Ba da. Dar asta este realitatea. E bine că nu suntem lăsați totalmente la cheremul diavolului. Pentru că, de exemplu, în Luca, capitolul 4, de unde v-am mai citit, scrie în versetul 13, astfel, după ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Deci sunt vrem de ispită doar. De asemenea, în Evanghelia după Matei, capitolul 4, prezentând același caz, avem un alt amănunt în versetul 11. Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Dar de ce nu a venit să slujească înainte, să-i dea pâine, chiar atunci când era ispitit diavolul, să-i venit un înger cu o pâine? Poftim, Doamne, și ai scăpat. Nu era voie? Sunt niște limite. Ce ușor ne-ar fi... De exemplu, numai într-o ispită de mare frământare. Să te gândești, va fi așa, va fi așa. Dacă ți-ar spune cineva deznodământul, așa te-ai liniști, dar nu-i voie? Pentru că e o vreme de ispit și trebuie să rămâi în ea până când îi socotește Dumnezeu timpul de expirare. Dar dacă Dumnezeu îngăduie astfel de ispite, am citat din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, că El măsoară puterea noastră. Nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, fiindcă e credincios și e pe fază. Nu unele scapă lui Dumnezeu din observație, dar altele este atent. Și împreună cu ispita care vine, are vremea ei, a pregătit și mijlocul. Deci cred că nu este important uneori să ne frământăm. De ce suntem noi ispita asta? De ce n-am scăpat? Este important să te uiți la mijlocul prin care poți să ieși, nu să te frămânzi cu mijlocul ce te-a adus în ispit. Gândiți-vă la Avram în timp ce era pe munte cu Isaac. Putea să-și bată capul și să spune, l-am ascultat eu pe Dumnezeu, m-a dus în faza asta, uite. Dar nu asta era rezolvarea. Rezolvarea era să fie atent la glasul Domnului, să zărească berbecele și totul s-a rezolvat. Dacă Dumnezeu îngăduie astfel de momente, privind mai aproape la momentul, la faza efectivă a ispitei, trebuie să admitem că ispititorul, prin puterea ce o are, prin șiretenia sa, ne atacă în slăbiciunea noastră umană, în poftele noastre. Și dacă n-ar fi Dumnezeu, ne-ar birui și ori de câte ori, am fi în fața diavolului doar noi, fără ajutorul lui Dumnezeu, fără mijlocul pus de el la îndemână. Am fi învinși de fiecare dată. Pentru că diavolul este mult mai puternic decât noi. Nimeni dintre noi nu se poate bizui pe puterile sale. Cine se încrede în sine este un nebun. Asta din toate punctele de vedere.
Iată ce scrie, citesc din Psalmul 78, versetul 18, despre locul care îl vizează diavolul din ființa noastră în momentul ispitei. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, că ei erau ispitiți, cerând mâncare după poftele lor. Deci diavolul te poate ispiti nu doar când ești flămând. Te poate ispiti chiar în domeniul alimentar, chiar dacă ai ceva ce să mănânci, dar n-ai ceea ce poftești tu. Și îți creează o senzație vânând poftele tale și dintr-o dată ți-a creat un disconfort. Și te-a prins. Citesc și din 1 Timotei, capitolul 6, ceea ce pare a fi într-un total contrast cu o stare de foame. Acolo e vorba de bogați. De la versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în ispite. De fapt, ce se întâmplă? Ei au ce le trebuie, dar vor ceva mai mult. De exemplu, are cineva o mașină bună, dar vrea una mai nouă, un alt model, ceva de lux. Are, de exemplu, o femeie, că ele sunt mai vulnerabile, o haină. Nu este nici frig, nu e neapărat nici demodat, este decent. Dar a apărut altceva. Și fiindcă vrea, aici este ideea, cei ce vor să se îmbogățească cad în ispit. Diavolul, uzând de pofta lor de oameni, le spune, a, altceva ar fi, că doar și Eva a avut, nu de foame a poftit. Adam nu a lăsat să mănânce din fructele din grădină, nici vorba. A avut din plin, a avut pe ales, dar altceva vroia. Și ori de câte ori poftele noastre sunt lăsate în voia lor, noi cădem în ispit. Oamenii aceștia cad în ispită și în multe pofte nesăbuite. Nu neapărat legitime, necesare pentru întreținerea vieții. Nesăbuite, negândit, abuz, lux, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Un alt domeniu, iarăși, foarte permanent în viață, 1 Corinteni, capitolul 7. Și oamenii în privința aceasta sunt oameni, fie ei și pocăiți, fie nepocăiți. Versetul 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună voială, pentru un timp ca să vă lindiciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana. Vedeți cum vânează orice. Din pricina nestăpânirii voastre. Deci dacă n-ar accesa pofta, m-ar putea ispiti. Dar accesând pofta, omul devine foarte slab. Să cităm regula din Iacov, capitolul 1, după ce am dat aceste exemple. Și în asemenea momente de ispită se vede că suntem de firești sau de duhovnicești și cât înfrânare este în noi, dragii mei, că suntem de slabi. 1:14, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Aici face diavolul o reacție. Pofta de mâncare, pofta de a avea un partener, pofta de... la nivelul intelectual până la ultimul nivel fizic. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și următoarea etapă, păcatul aduce moarte. Deci în noi, zona slabă, este firea pământească activată de pofte. De aceea nimeni nu poate fi un bun credincios decât prin răstignire, prin înfrânare, prin suprimarea stărilor firești. Oricine îi dă diavolului ceea ce este peste normal să-ți întreții viața, și uneori chiar aici trebuie să fii atent, că nimeni nu-și poate permite să fure. Dar în general mă refer, că nu-i cazul să moară cineva de foame, să fie dezbrăcat, să n-aibă familie.
Rare sunt situațiile. Ceilalți sunt ispitiți peste ceea ce au nevoie în mod normal, datorită poftei lor. În ce privește atitudinea noastră în ispită, vă amintesc, și știu că nu e o noutate, doar vreau să punctăm rugăciunea te pune în gardă. Rugăciunea este apelul anticipat la Dumnezeu, este apelul în criză ca Dumnezeu să te protejeze. De aceea Domnul Iisus a inclus în rugăciunea Tatăl nostru o expresie atât de importantă. Citesc din Matei capitolul 6, versetul 13. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Dragii mei, rugăciunea aceasta trebuie să fie o permanență în viața noastră, de dimineața până seara. Doamne, protejează-ne! Doamne, nu ne lăsa să fim ispitiți, că suntem slabi, nu ne duci! Dacă îngăduie uneori, te rugăm, oferă-ne sprijinul tău și dă-ne har în situația aceasta. De asemenea, cuvântul, prin lămuririle lui, pe de o parte prin cuvântul care vine de la Dumnezeu ca și lege, când diavolul asta ne ispitește să facem ceva împotriva legii lui Dumnezeu, că dacă n-ar fi împotriva legii lui Dumnezeu, n-ar fi păcat. Dacă Eva a cunoscut că asta e voie, cealaltă nu este voie, aici a ispitit-o, să pună la îndoială ceea ce scrie în cuvânt. Și de asemenea, cuvântul, prin istoria lui, prin narațiunile din Scripturi, prin exemplele date, prin sfaturile atâtor scriitori, ne ajută, adică reduce la minim momentul confruntării cu Satan. De ispite nu scapă nimeni, dar rugăciunea în asociere cu cuvântul te pregătește. Deci nu te ia prin surprindere, bătălia asta oricum se va da. Dar nu-i tot una să fii echipat, să fii pus în gardă, să auzi pe cineva care fluieră așa printr-o numărătoare inversă, vezi că se apropie momentul și tu să-ți iei o poziție de apărare. Nu-i tot una să fii în starea asta sau să fii visător și într-o dată să vezi că cineva te atacă și pe dinainte și pe dinapoi. Rugăciunea te pune în gardă. Aștepți momentul, te dotează. Este ca și cum ar avea doi oameni o confruntare. Și cineva te ajută, te consiliază și spune, vezi că o să te întrebe în domeniul ăsta și o să te interogheze în cealaltă privință. N-a spus Domnul Iisus lui Petru exact în ce privință urma să fie ispita? Ba da, a spus să te lepezi de mine. Dar Petru nu s-a rugat. Deci asocierea rugăciunii cu sfaturile din Scriptură te pregătesc pentru momentul ispitei, nu evită ispita. Când Domnul a trimis pe Petru să se roage, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 41, el l-a pus să se roage tocmai ca să fie biruitor în ispită. Nu să se roage să nu fie ispită, să o biruiască. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Deci dacă te prinde diavolul doar sub stare de carne, de om, te-a dat gata. Rugăciunea te echipează în duh. Cuvântul te fortifică la nivelul minții. Și discuți cu diavolul în alte condiții. Dumnezeu să ne pregătească pentru asemenea momente. Să ne facă tari. Pentru că nevegherea noastră ne va slăbi capacitatea de răbdare. Dar când ești pregătit, știi ce te așteaptă, e mult, mult mai ușor. Astea sunt mijloacele care ne le pune Dumnezeu la îndemână ca să ne pregătească. Și mai este ceva. Să vedeți cât de bun este Dumnezeu, că deși nu poate să împiedice ispita, nu poate, în sensul că acesta e jocul. După ce ne dotează pe noi și ne spune, fiul meu, echipează-te, fii gata pentru ziua cu tare, că te așteaptă, mai face ceva. El ne oferă serviciile sale în ispită.
beneficiem de ajutorul Domnului Iisus Hristos, Cel care a fost ispitit ca și noi. Vă citesc din Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 18. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Vreau să priviți ispita ca și cum stă cineva la un examen. Da, mai întâi ți-a dat bibliografia, ți-a dat materialul de unde să te inspiri, dar nu te poate lăsa cu cartea pe masă, că n-ar mai fi examen. Dar stă lângă tine și nu-ți poate spune exact ce răspuns să pui. Dar spune ceva de genul, ți-amintești când am făcut noi lecția asta? Te ajută foarte mult, dar nu poate să anuleze acest moment. În aceeași epistolă citește din capitolul 4, versetul 15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Și unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. În ispite, dragii mei, întotdeauna să vă gândiți că Domnul este alături de noi. N-a stat Domnul alături de Petru, nu s-a rugat Domnul pentru Petru. Domnul l-a pregătit pe Petru, dar apoi l-a făcut să beneficieze de serviciile sale. Dar țineți minte, Domnul nu ne poate ajuta mai mult ca pe Petru. Atâta poate să facă Domnul pentru noi în ispită, cât a făcut pentru Petru. Se roagă pentru noi, ne spune, ne trezește în conștiință după aceea, dar vă întreb, până Petru s-a jurat și s-a blestemat, nu putea Domnul să-i facă un semn că era acolo în curte? Nu-i voie. Atâta ne ajută, cât și pe Petru. Ce ușor ar fi fost, nu știu dacă i-a venit ideea asta la Petru, să spună, Doamne, dar nu putu-și spune mai repede. Că mă trezam să nu mai fi cântat cocoș. Ți-am spus dinainte? Aici n-am voie să intervin? Asta este ispita. De aceea unii care nu sunt fundamentați sunt ca și sămânța căzută pe stâncă. N-au rădăcină. Adică ei nu s-au lăsat a fi pregătiți pentru momentul ispitei. Și spune Scriptura, iar când vine o ispită, cad. Unde e problema? Nu s-au lăsat pregătiți. Orice om nepregătit este o pradă ușoară pentru diavolul. Dar orice om care este biruitor este fericit. A birui ispita înseamnă a birui moarte. În Iacov 1:12 scrie, referitor la cei care vor birui în ispită, că sunt fericiți și după ce au fost găsiți buni, vor primi cununa vieții. Pentru că, așa scrie în versetele următoare, ispita vrea să cauzeze păcatul și păcatul să cauzeze moarte. Și ne învinge ispita, e ca și cum ar fi biruit moarte. Și merită cununa vieții. Dragii mei, nu știu câtă atenție dați la asemenea vreme, la vrem de ispită, dar cred că ar trebui să fim mai preocupați de sistemul acesta al ispitirii, să ne lăsăm pregătiți de Domnul, să-i cerem ajutorul și să ieșim biruitori. Doamne, ajută-ne! Pentru că diavolul are un scop mult mai amplu decât să ne bâzâie pe noi, să luăm ce nu e al nostru, să vorbim sub ispită de unul sau de altul. Asta e prima etapă. Diavolul vrea ca noi, fiind ispitiți, să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Exact asta a făcut el cu îngerii căzuți. În Psalmul 78, versetul 56, vorbind despre evreii care au fost provocați de diavolul, că nu numai Dumnezeu a trecut cu ei prin pustie, și Satana, împreună cu oștile lui, au călătorit alături de evrei,
Și aici este scris, dar ei au ispitit pe Dumnezeul preanalt, s-au răzvrătit împotriva Lui și n-au ținut poruncile Lui. Acesta e scopul diavolului. Să producă o revoltă împotriva sistemului lui Dumnezeu. Împotriva celui care ne-a născut, care ne-a pus toate harurile la îndemână. Diavolul, el se luptă cu Dumnezeu. Înainte de a fi noi, noi suntem doar unelte în mâna lui, cu care vrea să-și continue războiul în fața Domnului. Așa am citat și în 1 Corinteni 10 cu 9, ca o avertizare, să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Mare, mare atenție, dragii mei! Dacă tot mai suntem noi necăjiți și nemulțumiți de unul sau de altul, păziți-vă, nu cumva să realizeze diavolul o lucrare întreagă și să vă răscoale împotriva lui Dumnezeu. De ce a făcut Dumnezeu așa? De ce s-a întâmplat asta? Dumnezeu nu poate fi ispitit. El rămâne imun și nici nu provoacă pe nimeni. Dar El este provocat. Evident, fără reușit. Asta nu-L va destabiliza pe Dumnezeu. Dar îl va deranja, nu în sensul să păcătuiască, în sensul mâhnirii lui, cum a zis în Genesa, așa se îmi pare rău că am făcut pe om. Și ultima idee, Efeseni capitolul 6. Și dacă ce scrie aici am înțeles, zic eu că totul va fi bine. Iată ce scrie de la versetul 10. Încolo, fraților și surorilor, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Dar de ce, Doamne, de ce ne echipezi? Ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Deci, și retlicul lui. Uneori, dragii mei, vi se pare că discutați de cineva, compătimindu-l și când colo vă treziți clevetindu-l. Asta e și retenia diavolului, sunt uneltiri și trebuie să te fortifici în minte, să nu-ți mute imaginea. Alteori ți se pare că te-ai dus să faci un bine și în loc să te lase diavolul să faci un bine, să dai banii tăi în numele Domnului sau să ajuți pe cineva, te pune să-l judeci și să-l descalifici că n-are și că nu se știe administra. Dar cine te-a pus pe tine să faci ancheta asta socială? Dacă poți, dă-i un sfat sau lasă-l în pace, asta e cu totul altceva. Dar diavolul te poate provoca. Aici se adeverește ce scrie în Scripturi. Nu este niciun om care să facă binele fără să păcătuiască. Deci chiar când faci binele, poți să cazi în ispită să păcătuiești. Nu că acesta este sensul fundamental. Sensul de bază este că nu e niciunul care să fie pornit pe bine și să trăiască în neprihănire și că toți sunt corupți. Dar uneltirile sunt foarte dibace. Căci nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva spiritelor. De aceea trebuie să ne dotăm în duh carnea neputincioasă. Versetul 13. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu. Și rugăciune, și dotarea cuvântului, și veghere, și răbdare, și toate, toate. Ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Că nu toată săptămâna e așa. Este câte o zi anume, însemnat. Nu ca sărbătorile în calendar. Alte semne, numai dacă ne dă Domnul să le știi când sunt ele și cum sunt presărate. Și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Rețineți, biruit totul. Că se întâmplă uneori că ne trezim la un moment dat și n-am mers cu ispitirea până la capăt, dar am fost ispitiți.
Și nu l-am batjocorit, dar puțin ne-am scăpat și am vorbit rău. Băi, nu l-am înjurat, dar câteva i-am spus așa, cu voce repezită. Și n-am biruit totul. Și ne întoarcem cu pierdere de pe front. Țineți minte, au fost războaie în Vechiul Testament. Cine se luptă după rândul el și cu cine merge Dumnezeu, n-a pierit niciun om. Unde sunt pierderi, sunt slăbiciunile noastre. Și de asta nu e responsabil Dumnezeu. După cum Dumnezeu nu i-a curțat de războaie și i-a vrut să învețe războiul, nu ne curțe pe noi de ispite. Dar ne dă puterea Lui și conduce ostilitățile în așa fel încât satana să fie biruit. Ispitele nu sunt lăsate ca noi din când în când să cădem. În mod special după ce ne-am întors la Domnul. Ispitele sunt lăsate ca să se dovedească că noi rămânem tari și l-am biruit pe cel rău. Că și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în noi, cum spune în 1 Ioan capitolul 2. Și suntem biruitori. În aceeași epistole este scris, în capitolul 3 și în capitolul 5, știm că suntem din Dumnezeu și cel născut din Dumnezeu, Domnul Hristos, ne păzește. Și deși diavolul se luptă sub o formă sau alta, noi avem izbândă. Nu ne vom număra victorile, că nu sunt un palmares al nostru. Dacă a ieșit cineva biruitor, e o slavă pentru Domnul, că El ne-a dat ajutor. Noi e cazul să ne numărăm înfrângerile. Astea sunt ale noastre, de câte ori a cântat cocoșul pentru noi, fiindcă n-am fost atenți, nu ne-a rugat, n-am fost veghetori. Nu alții sunt responsabili, nu alții sunt vinovați pentru căderile noastre. Nimeni nu ne poate provoca la păcat. Aici a fost greșeala lui Adam și Eva și se repetă până la sfârșit. Adam, diavolul, nu, nu. Pe tine și pe mine Dumnezeu vrea să mă echipeze. Este o chestiune la nivel individual, personal, ca să fii biruitor. Și chiar când alții cad, oare ce frumos ar fi să împlinească Psalmul 91, Domnul Iisus a știut de el, a știut și diavolul în ispită. Ce ar fi să împlinească în cazul ispitei? Să cadă în ispită atâția, nu doar pe front. Și tu sau eu să rămân în picioare, pentru ca Domnul să fie proslăvit prin aceasta. Dumnezeu să vă dea biruință și să vă poarte cu carul Lui de biruință, ca să putem ieși biruitori în asemenea zile, să putem încuraja și pe alții și Domnul care ne sprijinește să primească lauda și mulțumirea, cum este scris în cartea Apocalipsei. El l-a biruit pe cel rău și El este un model și un ajutor permanent pentru noi ca să biruim și noi. Dragii mei, porniți cu credință și cu nădejde, cu un nou avânt, căci lupta se dă. Dar noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. A Lui să fie slava în veci. Amin.